L-am informat pe premierul României că nu este necesar să supună la vot în CEX mandatul ministrului de interne, motiv pentru care i-am spus că pun mandatul pe masa domniei sale și am fost oarecum interesată de motivele pentru care are loc această schimbare. Înțeleg că nu intră în discuție nici de cum un criteriu de neperformanță. Dar ce înțeleg în subsidiar că este vorba de o decizie politică, iar eu, bineînțeles, că respect deciziile politice. A fost o discuție și referitoare la presiunea străzii. Acum una nu ne-a deranjat, ne deranjează acum. Și ce v-a zis premierul Viorica Dăncilă? V-a semnat demisia dumneavoastră? Demisia este un act unilateral. Deci, practic, premierul mă aștept să ia act de demisia mea. Când a discutat cu premierul, doamna ministru? Acum, în această dimineață. Doamna ministru, vă vedem că sunteți foarte emoționată. Ce sunt demisia? Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister și sper în continuare ca acest minister să rămână în topul încrederii cetățenilor. Plec cu fruntea sus din Ministerul Afacerilor Interne. Credeți că totul a decurs în regulă cu organizarea alegerilor de referendum sau cu protestele din 10 august? În ceea ce privește organizarea care a intrat în competența Ministerului Afacerilor Interne, da, totul a decurs în regulă. Colegilor, nu voteze această remaniere? N-am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot. Premierul a dat tot din toate cetățenii pe care l-a revoluționat. N-am înțeles? De cine va prelua ministerul pe care l-a scurt? Dacă tot stați cu parte de reportere... Nu știu dacă s-a decis într-un mod cert, însă i-aș ura succes colegului meu, senatorul Moga. Aveți ceva să vă reproșați în urma mandatului pe care l-ați avut? Nu am ce să-mi reproșez. Credeți că totul a decurs în regulă? Publică pusă din partid pe dumneavoastră? Partidul este cel, sau mă rog, conducerea partidului este cea care analizează. Pe mine m-a interesat doar să știu dacă această schimbare are la bază analizarea unor criterii de performanță. Am fost asigurată că nu. Se pare că da. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc.